Amigo, dá a gente sempre todos veremos. Puțin cursul, vreau să vă spun două scopuri pe care le am cu dumneavoastră. Eu mă declar satisfăcut dacă la finalul acestui curs jumate dintre dumneavoastră se lasă de fumat și un sfert dintre dumneavoastră, deci cei care fumează, sigur, și un sfert dintre dumneavoastră nu mai mănâncă porcării de junk food. Deci dacă ating aceste două scopuri, care n-au nimic de a face cu mecanica fluidelor, este ok. Un alt scop, sigur, la care tind, este ca să nu sune telefonul în timpul cursului, da? Deci, anul trecut am plecat de la școli de la curs, să ne înțelegem. Sigur, poate fi venit. Tata, hai să-l scoatem pe ăsta de la curs și sună telefonul. De asemenea, eu vă fac o recomandare. Sunteți în anul 2, deci un an, să spunem, din care vă puteți discerne ceea ce doriți să faceți. Eu vă dau un sfat. Dacă vreți să aflați ceva despre un profesor, întrebați colegii mai mari. Da. Deci dacă doriți să aflați informații despre mine și cum se desfășoară examenul, e bine să întrebați pe colegii care acum eventual sunt în anul 3. Și pentru că așa este cerința, să spunem, a regulamentului, cursul de mecanică a fluidelor trebuie să înceapă cu câteva lucruri directoare. În primul rând, dumneavoastră, mă veți întreba câte credite are cursul. Câte credite are cursul, știi? Eu nu știu. Adică nu mă interesează problema aceasta. Sigur, are un număr de credite pentru că e un curs mare, deci avem două semestre. O să ne cunoaștem foarte bine. Din cauza asta nu mă grăbesc. Da? Ăsta este un lucru. Al doilea lucru, trebuie să vă prezint cum se dă examen. În principiu, dumneavoastră cunoașteți că trebuie să aveți 50 de credite în total. Aceste 50 de credite, minimul, conform regulamentului, înseamnă 30 în timpul anului plus 20 la examen. Dacă ai, de exemplu, 35 în timpul anului și 15 la examen, ai picat examen. Probabil că știți aceste lucruri mai bine ca mine. Eu vreau să vă spun că pentru mine acest lucru nu are nicio valoare. Esențial. Pentru mine, evaluarea esențială este dacă reușești să răspunzi corect la examen și dacă în timpul anului desfășori o activitate decentă. Acestea sunt lucrurile cele mai importante. Cum se dă examenul la mine? Partea de laborator o să o faceți cu colegele mele. În timp am să mai, sigur, trec pe la dumneavoastră, să te întreb ce faci, ce muzică asculți și așa mai departe. Deci eu vă sfătuiesc de asemenea să accesați site-urile muzicale pe care vi le recomand. Pentru că e o treabă pozitivă la examen. Înțelegeți? La examen se face în felul următor. Dumneavoastră, cu o lună de zile înainte de examen, primiți temele de examen. Temele de examen sunt cam un număr de 5 teme de examen. Trebuie să notez. Bun. Deci, le primiți cu o lună de zile înainte. Dumneavoastră la examen veniți cu următoarele materiale. Un dosărel cu temele rezolvate. Un dosar în care aveți cursul meu. Deci toată lumea va primi data viitoare, vă rog să veniți la laborator pe grupă cu cel puțin un stick ca să vă pun tot cursul. Da? Așa. Și cu toate materialele pe care le vreți dumneavoastră să le consultați. iPod-uri, iPad-uri, calculatoare, wireless-uri, ce vrei materiale. Ai voie să consulți orice material. N-ai voie un singur lucru să faci. Să vorbești cu vecinul.
care oricum e mai bun. Dar asta e o preferință, să vorbești cu unul mai mult. Da? Asta este întotdeauna. Cu alte cuvinte, dumneata, ai timp o lună de zile să pregătești problemele și examenul se dă în felul următor. Sunt trei persoane în sală, eu mă așez lângă tine, dau drumul, de exemplu, la Paiațe sau la Bac. Depinde de modul în care se... Îmi beau cafeaua, un cafeaua acolo, cine vrea să vește o cafea, un ceai, un biscuit, o brochetă. Și stau lângă tine și spune, ce-i scris aici? Tu dacă nu știi, plecat de exact. Ai plecat la exact. E foarte simplu. Da. Așa se dă examenul la mine. Da? Cu alte cuvinte, nu există conceptul de a copia. Așa ceva nu există. Nu trebuie să mă întreb, am voie să mă uit, ai voie să uiți în ce vrei. Înțelegeți? Adică eu te întreb, vin pe la tine, spun trei întrebări, după care te las jumătate de oră să te gândești. În timpul ăsta, dacă cumva n-ai scris cum trebuie, poți să te uiți pe ce vrei tu. Inclusiv pe internet. Dacă vrei. Și după jumătate de oră vin lângă tine și aștept să-mi explici problema. Știi să o explici? Ai luat examen. Nu știi să o explici? E data viitoare. De regulă nu pică foarte mult, adică pică 30%. Prima fază. Pentru că eu degeaba vorbesc. Deci aici voi încheia, că nu mai repet de fiecare dată. Voi mai vorbi probabil în decembrie, încă o dată, că se pare că mulți nu înțeleg. Ei ce fac? Zic, lasă dreptul pe ăsta, nu știu ce, vin o zi înainte, copiază temele, dă-mă și mie temele în cămin. Bineînțeles că la copiază prost. Adică nu poți să copiezi bine niciodată. Și, de exemplu, sunt litere grecești. Să zicem, ăsta este fi, ăsta este eta, ăsta este ro. Eu mă aștept că un student cunoaște alfabetul grecesc. Și eu te întreb pe tine așa, mă uit cum îl scrii litera și îmi dau seama dacă știi ce e sau nu. După cum scrii. Și mă uit așa și zic, bă, ce litere este? Păi domnul profesor, să vedeți că am fost bolnav când eram mic, am avut o reu. Ce-am avut o reu? Dar nu s-a lăsat mai jos. Știți cum? Da? Deci asta este problema. Deci pentru mine, important este ca dumneavoastră să procesați informația într-un mod activ. Să o înțelegeți și nu numai să o redați, ci să vă intre cumva anumite lucruri în sânge, astfel încât să puteți deveni creatori. Dumneavoastră trebuie să căpătați conștiința că sunteți la o universitate de elită și la o facultate de elită. Acest lucru este fundamental. Dacă nu plecați de la această idee că doriți să fiți cei mai buni, atunci ați eșuat din stat. Asta este cel puțin opinia mea. În general, sunt o persoană foarte deschisă, puteți să apelați la mine când doriți, dar numai când pot eu. Sigur, în timp o să ne cunoaștem mai bine și o să vedeți cam cum se desfășoară treaba. Aveți întrebări, așa, într-o primă fază sau nu? Cu alte cuvinte, putem începe cursul numărul 1. Însă, înainte de a începe cursul numărul 1, eu când eram mai tânăr, făceam un fel de exercițiu. Adică veneam după altcineva la curs, apropo de chestia asta, dumneavoastră probabil că ați completat un chestionar și în anul întâi cu opinia dumneavoastră despre cursuri, despre profesori. Ați completat așa ceva? Vi s-a dat? Bun. Eu totdeauna dau un astfel de chestionar, o să vedeți, pe care îl completați după ce treceți examenul. Și acum este o întrebare, de exemplu. Și întrebarea este, ce nu v-a plăcut la cursul meu? E bine, singurii, ce mi se reproșează, se reproșea la cursul meu, anul trecut, era la ora 8 dimineața. Asta nu mi-a plăcut. Nu este acest caz.
Deci dumneavoastră sunteți la 12. Însă aici vreau să avem un pact. Deci pentru mine, prezența dumneavoastră la curs nu are nicio importanță. Înțelegeți? Cine dorește să vină la curs, atunci nu are, sub nicio formă, altă preocupare decât să participe la acest curs. Să ne înțelegem. Deci în clipa în care tu te joci cu nenorocitele astea de ciorchile, telefoane, sau citezi ziarul, sau nu ești atent, mă calcă pe nervi chestia asta. Și dacă mi se pune pata pe cineva, ăla se mută de la facultate. Eu vă spun de pe acum. S-au întâmplat cazul ăsta. Deci vrei să te joci la nivel de handicap minor? Atunci te duci afară, dar n-are niciun rost. Înțelegeți ce vreau să spun? Deci toată lumea care participă la acest curs vine ca să avem un dialog. Poate aflați ceva mai mult, poate este ceva care vă interesează. Eu nu țin, de exemplu, temele pe care dumneavoastră le primiți la curs, se pot rezolva urmând alte cursuri de mecanica fluidelor. Eu vă recomand 5-6 cărți și dumneavoastră poți să spui, domnul profesor, pe mine nu mă interesează cursul dumneavoastră. Mie îmi place mai mult cursul cu tare. Foarte bine. Adică temele, vreau să vă spun, nu sunt legate de cursul meu. Sunt teme generale de mecanica fluidă. Da? Deci acestea sunt precondițiile pentru a ne desfășura o activitate, zic eu, decentă. De asemenea, având în vedere că dumneavoastră veți primi materialul hard, adică cursul, nu, el este copiat, dar este și scanat, e scris de mâna mea, dar cred că e destul de citeți. Rugămintea mea este la curs, sigur să vă notați anumite lucruri, să știți titlul, să știți ce este, dar să încercați mai degrabă să fiți atenți, poate să vă tipăriți și cursul înainte, nu atâta să copiați de pe tablă. Deci aici nu este ase. Înțelegeți? Este bine să fiți puțin activ mental vis-a-vis de chestii. Deci cam acestea sunt premizele pentru a avea o activitate, zic eu, corespunzătoare. Acum, revin la problema pe care am spus-o. Când eram mai tânăr, nu ștergeam tabla de la cursul precedent. Da? Și continuam cursul meu de la o relație lăsată pe tablă. Și pentru că astăzi trebuie să definim teoretic ce este un fluid, deci dumneavoastră sunteți la acest curs de mecanica fluidelor, dacă sunteți relativ familiarizați cu conceptul de mecanică, bănuiesc că și cu conceptul de fluid, dar eu aș vrea puțin astăzi să-l rămurim. Deci teoretic, în primul curs, noi vom discuta despre definiția fluidul. Și într-un fel sau altul, vedeți, am lăsat într-un mod special, m-am uitat eu, o relație etapă. De ce curs ați avut înainte? Electronic. Deci electronica se bazează pe teoria câmpului. Bănuiesc că știți, da? Este câmpul electromagnetic. Și noi vom avea câmpuri, dar de altă natură, cum ar fi câmpuri de presiune, câmpuri de viteze, dar ideea și modelarea în sine se bazează pe același concept. Și anume, conceptul de funcție continuă. Nu știu dacă vi s-a spus sau nu la matematică, unde situația are o anumită ambiguitate, da? Că de regulă cu care lucrați dumneavoastră sunt funcții continue. De exemplu, aici ce este X? Vă aduceți aminte de la cursul trecut? O deplasare sau ce este? Sau o mărime oarecare? Poftiți? O mărime, da? Bun. Ce spune că X e funcție de T în această relație? Mărimea, să zicem că este o deplasare, nu? Dacă ai un an. Da? Și X ar fi, de exemplu, ții arcul așa și îl tragi,
el se va deforma cu un delta X, corect? De la inițial. Îl las să oscileze, de exemplu, înseamnă că acest X, care ar fi lungimea totală, la un moment dat e o funcție de timp, corect? Deci asta este o funcție de timp. Dar cum este o funcție de timp? Este o funcție continuă. Ce înseamnă o funcție continuă? Vă aduceți aminte? Ia să vedem dacă nu găsesc eu un lat. Uite că l-am găsit. Și ai un lat. Nu știam că găsesc asta, dar eram pregătit cu arăt. Da. Știi la ce e folosit la posta? Știi? Deci ca să lungesc, ce trebuie să fac? Să aplic o forță. Deci forța, tu cât trag mai tare, cu atât deformația este mai mare. Deci dumneavoastră ce vedeți aici e un fel de principiu al cauzalității. Da? Aplic o forță, generez un efect în materialul respectiv. Efectul este deplasare. Dar la ce folosești asta? Uite dacă îl închid așa. Și acum îl pun pe mână. Așa, stați puțin că a ieșit. Da. Sunt instrumente de masaj. Instrumente de masaj. Uite, în sfârșit. Vorbim de data viitoare și te masezi la mână. De ce trebuie să te masezi? De exemplu, când ți-e rău, bei cam un. Da? Îți vine să te bordezi. Da? Și te întreabă tata sau mama, ce ai pățit, dragule? Mi-e rău de la mâncare. Astea-s textele așa. Nu știți că bunicii ce făceau? Te luau la mână și te plecau. De ce bunicii? Așa, ca să nu ți se mai apreci. De exemplu, unul din fluidele cele mai cunoscute pentru fiecare din noi este sânge. De exemplu, masajul înseamnă punerea sângelui în mișcare și vom vedea noi, poate pe semestru 2, de ce sângele curge mai repede și mai bine dacă masezi corpul. Este o aplicație de mecanica fluidelor, de sângele este un fluid. Dar revenim la funcția continuă. Vedeți, dumneavoastră, lucrați cu funcții continue. Ce înseamnă o funcție continuă? O funcție continuă, de exemplu, dacă aveți funcția x de timp, o desenez așa, este o funcție continuă. Corect. Înseamnă că la fiecare moment eu am o valoare bine definită și unică a funcției, da? Funcția aceasta pe care o desenez acum este continuă? Nu este continuă. Deoarece în acest punct am două valori care coexistă. Adică fenomenele de regulă pe care dumneavoastră le studiați nu numai la materia de mecanica fluidelor, ci și la alte materii, la primul nivel de bază, presupune că lucrăm cu medii continue. Ce este un câmp? Un câmp este un mediu continuu. Apa este un mediu continuu, prin urmare, un fluid este un mediu continuu. Ce înseamnă că este un mediu continuu? Înseamnă că am un domeniu în spațiu care este umplut perfect de fluidul respectiv, de materialul respectiv și oricât l-aș diviza, obțin o părticică cu proprietățile respective. Acesta este un mediu continuu. Iar funcțiile care descriu comportamentul acestui obiect sau acestui material sunt de asemenea funcții continue. Dar s-a făcut la matematică acest lucru. Dar mă poate întreba cineva acum. Dar eu știu așa că dacă am un carton de ăsta, el, materialul în sine, e făcut din molecule. Iar într-o moleculă, de exemplu, am atom. De exemplu, cea mai cunoscută moleculă pentru un hidrist este, bineînțeles, apa. Și apa dumneavoastră știți că are o structură, știți sau nu, ceva de genul ăsta. Doi atomi de hidrogen și un oxigen. Da?
distanțele știți cam cât sunt de mari? Cam cât de mare este o astfel de moleculă? Da? Aveți vreo idee? Distanța asta este cam un angstrom. Asta ce înseamnă? Înseamnă 10 la minus 10 metri. Adică este de 10.000 de ori mai mică decât un milimetru. De fapt, decât un micron. Nu de un milimetru, decât un micron. Iar aici, dacă îl separ, ăsta este atomul de hidrogen, atomul de oxigen și așa mai departe. Cu alte cuvinte, mă puteți întreba, cum adică materialul meu este un mediu continuu, când eu știu, de fapt, că el este făcut din elemente discrete. Vedeți? Elementul discret fiind molecula, atomul și așa mai departe. Însă eu nu privesc materialul respectiv la o scară spațială de mărimea Armstrongului, ci eu privesc, de exemplu, materialul respectiv la o scară spațială, la un fel de cubuleț, să spunem așa, care are dimensiunea de un micron caracteristică. Și atunci este evident că la această scară spațială eu nu mai pot să disting molecule, gamite, atom. Și atunci eu consider că întreg spațiul meu este ocupat de materialul respectiv, care în acest caz se cheamă că este mediu continuu. Vedeți? Aceasta este povestea. De exemplu, dumneavoastră, dacă stau la distanța aceasta, evident că văd individualități. Fiecare dintre dumneavoastră reprezentați un mediu discret. Dacă mă duc, de exemplu, la o scară de 10 km, mi-apăresc toți ca o pată. Da? Ce poți să faci tu, de exemplu? Te uiți la un printer. Deci te uiți la o literă. Nu? Când te uiți la o literă, la scara ta spațială la 8, ți se pare că această linie trasată este o linie continuă. Dar dacă pui lupa, vei vedea că este făcută din puncte. Dumneavoastră știți că orice imagine este prin puncte, da? Pixe. Mărimea pixelului. Cu cât este mai mic, cu atât imaginea ți se pare mai frumoasă, deci că este mai continuă. Cu alte cuvinte, mediul continuu nu există în realitate. Însă este un model de reprezentare al naturii, al substanței existente, al materiei, care permite o modelare la o scară pe care noi o numim macroscopic. Aceasta este esența. Mediul continuu ce este? Mediul continuu poate să fie masa asta. Poate să fie paharul de apă. Da? Pot fi nenumărate alte obiecte. Dacă mă duc însă la scară microscopică, sau la scară nano, sau la scară atomică, evident că voi avea o structură discretă. Cum ați reprezenta voi, acum matematic, ceea ce am spus? Ia să aveți o idee. Pentru că, de fapt, matematica nu reprezintă decât o traducere a interpretării noastre despre lumea fizică. Este ceva foarte simplu. Deci eu am vorbit acum, în exprimarea mea, despre două lucruri. Odată, o scară spațială. Deci această scară spațială a materialului. Adică cât de mare este scara spațială caracteristică materialului. Să o denumim, de exemplu, aceasta LM. Scara spațială a materialului. De exemplu, dacă structura mea atomică are o distanță de 1 nanometru, adică 10 la minus 9, atunci consider că scara spațială caracteristică a materialului este de 1
Na moment. Sau drumul liber molecular. Între două molecule care se ciocnesc. Dar eu am vorbit și despre o altă scară spațială, numită o scară spațială a observației. Adică când mă uit la materialul respectiv, deci este o scară a observației pe care eu o denumesc RO. Cum pot eu să definesc acum mediul meu continuu? Păi mediul meu continuu pot să definesc dacă voi face un raport între aceste două scări. Deci dacă iau scara materialului LM și o raportez la scara de observație. Mediul continuu când este? Cum trebuie să fie acest raport ca eu să consider că materialul respectiv este un mediu continuu? Cât credeți că trebuie să fie? Foarte mare. Păi chiar dacă e foarte mare. Hai să ne gândim acum ce păsărică ai spus. Dacă e foarte mare, înseamnă că LM e mult mai mare decât L0. Nu? Atunci eu zic că din contră, vezi totul discret. Nu? Dacă, de exemplu, scara de material este de un angstrom ca la apă, să zicem, atunci este clar că apa să fie considerată mediu continuu, trebuie să privesc milioane de molecule de apă ca să nu mai disting diferența dintre ele. Cu alte cuvinte, din contră, LM trebuie să fie cu mult mai mic decât L0. Adică scara caracteristică materialului trebuie să fie cu mult mai mică decât scara de observație. Și atunci nu disting lucrurile discrete. E bine, acest număr poartă denumirea de numărul lui Knudsen. Deci KM a fost un fizician danez, a trăit la finele secolului XIX și prima jumătate a secolului XX. Knudsen. Și păstrând acest număr caracteristic, se spune așa. Dacă numărul Knudsen tinde la 0, sau este, cu alte cuvinte, numărul Knudsen este cu mult mai mic decât 1, atunci materialul poartă denumirea de mediu continuu. Și fluidul este un mediu continuu. Acesta este prima condiție de a fi mediu continuu. Urmează acum a doua condiție. Cum disting eu un mediu continuu pe care dumneavoastră îl considerați solid cu un mediu continuu pe care l-ați considera fluid? De exemplu, fluid, bineînțeles, e apa, țuica, vinul și așa mai departe. Dar și aerul este tot un fluid. Îl sufli, se deplasează. Solid, ce este? Pixul ăsta de fluid. Ce ar fi un fluid după tine? De regulă și ce se întâmplă, tendința mea este întotdeauna să întreb așa. Dreapt. Aici. După două, trei cursuri, zona asta devine limbă. Și se deplasează, da? Dar nu te speria. Deci ce? Dacă te-aș întreba ce este un fluid, tu ce spui? Trebuie să ai o părere. Voi sunteți tineri, însă în anul 90, 1990 sau 91, după revoluție, unii care făceau mișto la televizor întrebau politicienii următorul lucru. Se ducea la el și zice: domne, este posibil dumneavoastră știți că avem două treimi de hidrogen în apa din România? Și a domne, este nepermis acest. E o poluare. Și nu a anunțat autoritățile. Primul lucru, domne, dar nu se știe chestia. Unul singur, dar ăla a ieșit din politică, că dacă rămâi acolo te tembelize. Unul singur a zis, zice, domne, dacă are și o treime de oxigen, zic că nu e prea.
Deci ce este un fluid domnișor? Vedeți? Tu știi ce e un fluid? Hai, zi, trebuie să te întreabă nepotul tu. Ce e un fluid? Tu ce îi spui? Observați, aceste lucruri ce denotă? Denotă că noi folosim cuvinte sau termeni care mi se par natural, dar când te pune cineva să le explici, deci, de exemplu, să nu începeți explicația la mine la examen cu păi, că scad primul punct. Sau cu ă. Dar în general. Deci tu ce crezi? Uite, de exemplu, cafeaua ta e un fluid? Sau ai băut-o deja? Bun, dar inițiat, era un fluid? Da. Cum ai definit? Păi, uite, băi, ai da? Bun, ai avut 10, acum ai 9. Hai, mai departe. Deci, colegul dumneavoastră a remarcat două proprietăți care sunt esențiale. Fluidul curge sau ia forma paharului, corpului solid. Da? Sunt consecințe. Aceste lucruri sunt lucruri populare, numai că noi sau dumneavoastră doriți să deveniți ingineri și tot acest limbaj care pare natural trebuie să-l translatați în formulare matematică. Aici este arta. Aici trebuie să învățați dumneavoastră. Dumneavoastră, de exemplu, chestia este așa. Eu când definez diversi studenți, pe unde predau, studentul român este, din punctul meu de vedere, studentul legumă. Adică legumă ce înseamnă? Înseamnă așa că nu este activ. Adică voi sunteți învățați. Bă, mă udă, cresc. Nu mă udă, mor. Bate vântul în stânga, tot se duc în stânga. Bate vântul în dreapta, tot se duc în dreapta. Da? Adică e problema de creativitate, la care încet, încet ar trebui să fiți puțin diferiți. Bun. Deci colegul dumneavoastră a remarcat două lucruri. Și acum haideți să facem o experiență. Să vedem dacă, într-adevăr, orice fluid curge sau ia forma sau cum putem noi acest lucru să vedem. În speranța că nu s-au întâmplat nenorociri masive aici. Deci continuitatea fluidului s-a păstrat. Chiar dacă funga este românească sau chinezească. Da, deci ce avem aici? Nu? Este apă. Așa cum vedeți, apa își modifică forma, adică ia forma solidului cu care vine în contact, așa cum vedeți, da? Dar volumul ei se conservă. Ăsta este lichidul. Veți vedea că la gaze, gazul nu are volum propriu. Adică dacă eu lansez așa, niște molecule, le-ați vedea cu galben, veți vedea că ele, teoretic, ar trebui să se împrăște în tot Universul. Da? Dar lichidul nu. De ce? Pentru că sunt niște forțe de coeziune moleculară. Da? Deci asta este aia. Haideți acum să facem niște teste cu biluțe. Biluța, știi care este volumul sferic? Dacă te întreb așa brusc, știi? Corect, așa. Ai văzut? Aia e totul. Deci avem niște bile, niște sfere. Dacă dumneavoastră aveți o observație, să spunem, fără să acționați asupra materialului, nu puteți să spuneți care din aceste sfere are proprietăți diferite. Vedeți? Deci ca să poți să depistezi proprietatea unei substanțe, înseamnă că trebuie să acționezi asupra ei. Da? Și vezi răspunsul, nu? Eu dacă vii tu, de exemplu, la mine la examen, eu pot să spun dacă te trec sau nu te trec. Trebuie să spun o întrebare. Și în funcție de răspunsul tău, eu acționez. Da? Așa este și materialul. Dacă te întreabă ce proprietăți are materialul respectiv, tu trebuie să induci o perturbație în material și aștepți răspunsul materialului respectiv.
Și perturbația este, toți trăim într-un câmp gravitațional, deci, în principiu, probabilitatea cea mai mare, dacă îi dau drumul, să cadă. Da. Sigur, există și unul la un miliard, să se schimbe brusc totul și să se ducă la Vaticanul, sper. Deci, acest material, cum l-ați caracterizat? Ce este? Corect. Adică e un solid. Da? E un solid de la asta. Hai să lăsăm așa. Ăsta ce este? Pare tot un solid, da? Ia să-i dăm drumul. Deci ce este? O plastilină. Adică este un material solid, dar are o altă proprietate, pentru că solidele sunt dominate de două proprietăți. De elasticitate și de plasticitate. Elasticitatea ce înseamnă? Înseamnă că își revine la forma inițială, nu introduci degetul și vezi că se ajunge la forma inițială, materialul plastic, ai băgat degetul, așa rămâne. Da? Deci este plastic. Dar este tot o sferă. Hai să mai încercăm o dată. Și acum încercăm cu un alt fel de plastelină și să o vedem pe asta, ce se întâmplă. Da? Și acum să le lăsăm puțin pe masă. Și așteptăm. Sigur, nu se așteptă așa cu dumneavoastră la infinit. Dar în timp dumneavoastră veți vedea, poate și vedeți, că ceva se întâmplă la cele trei materiale. Observați? Ce se întâmplă? Ăsta de aici. Corect? Deci ea începe să curgă. Acesta este un fluid. Acesta nu este un fluid. Cu alte cuvinte, ce parametru, în afară de scara spațială, a intervenit în aprecierea noastră dacă un material este sau nu este fluid? Ce parametru va intervine? Păi nu parametru, nu? Că noi am discutat prima dată de scara spațială. Tu, ca să-ți dai seama care este fluid, ce trebuie să faci? Să lași să treacă un timp. Adică timpul nu e. Vedeți, de asta aici aveți integrala aia pe timp care e făcută pe mediere. Sau e o mediere. Pentru că noi, toate fenomenele noastre naturale, se desfășoară în coordonate spațiale și temporale. Conform principiului lui Newton, când a trăit Newton, știi? Din un an. La 1800, tată, te lua Napoleon, te lăsa în Rusia acolo, să te mai gândești când s-a născut Newton. Secolul 17. 1600. La 1674 a publicat care. Deci, de ce vă spun că este important? Pentru că lumea crede că noi suntem mai deștepți. Ori treaba nu este așa. O să vedeți teoriile curbeies care spune că, de fapt, umanitatea s-a cam prostit așa de la o perioadă. Da? Și trebuie să aveți localizări. Adică dumneavoastră, cu alte cuvinte, trebuie să știți că, practic, toată teoria pe care o faceți în această universitate are bătaie maximă la Maxwell, adică pe la 1870. Cam acolo vă opriți. Cu studiul. Fundamental. Dorința mea este, când voi ieși la pensie, să se atingă anul 1900. Deci, practic, dumneavoastră, la materiile pe care le faceți, nu faceți teorii sau alte chestii care intră în secolul 20. Dar apoi secolul 21. Bun. Cu alte cuvinte, în această interpretare newtoniană, dumneavoastră știți că spațiul este independent de timp. Ori în interpretarea lui Einstein, spațiul și timpul nu sunt independente. Este un alt referențial, dar știm ce an a publicat Einstein lucrările sale? 5. Și 5. Da? 5 a fost anul de grație. Așa. Cu alte cuvinte, noi nu trecem în secolul ăsta. Noi rămânem în concepția newtoniană. Pentru noi spațiul este separat de timp.
în fenomene, dacă doriți să faceți mecanica fluidelor relativistă, vă pot recomanda niște universități din străinătate. Deci nu aici. Prin urmare, dacă am definit mediul continuu luând la bază scara spațială, ca să pot defini un mediu continuu, dacă este fluid sau nu, apropo, și de ce scârție, da? Așa. Și ca să scap de scârții, ce trebuie să fac? Adică să pun un fluid. Asta este una din marile aplicații ale mecanicii fluidelor. Recare. Adică se spune tribologia. Când eram tânăr, am citit prima de tribologie, zic, voi, să fac știința tribului. Da? Tribologie. Da. Cu alte cuvinte, eu trebuie să definesc acum un parametru legat de timp. Așa cum este o scară spațială caracteristică materialului, va fi și o scară temporală caracteristică materialului, notată cu TM. Sunt micro picosecunde. Când două molecule se ciocnesc, nu? Două molecule, moleculele se deplasează cu viteze cam de 3-500 de metri pe secundă, vă dați seama, pe distanțe de nano, adică timpii sunt, nici nu-i vezi. Pentru noi, sigur. Dar noi vom avea de asemenea o scară temporală a observației, care este T8. Timpul observației. De cele mai multe ori, acest timp al materialului, eu prefer să-l notez cu lambda. Timpul caracteristic al materialului. Și este normal, așa cum am definit numărul lui Knudsen, ca raportul dintre timpul caracteristic al materialului și timpul de observație, acest raport, îmi dă mie o fel de imagine asupra mediului continuu. Cum este un fluid? Cum va fi acest raport pentru un fluid? Ia să vedem. Cum? Facem o încercare. Toată lumea a văzut imagini pe Discovery cu evoluția de la zi la noapte. Da? Și vezi, de exemplu, un nor. Nu? Eu mă uit la un nor și văd că stă. El nu curge. Dar ia să fac eu o filmare pe timp de 24 de ori. Este imposibil să nu-ți dai seama că vei vedea cum acel nor curge. Prin urmare, exact ca în cazul mediului continuu, dacă timpul de observație este mult mai mare decât timpul caracteristic, atunci mediul meu continuu este un fluid. Acest raport poartă denumirea de numărul lui Dvorak. Dvorak. Să vă spun o poveste. De unde vine acest nume? Dvorak. Era, mi se pare, o actriță, Deborah Kerr, sau era cântăreață pe vremea mea. Deborah este o preoteasă, ea se găsește în Biblie trecută, care a spus un lucru foarte interesant. Se adresa unei populații, filisteni sau ceva de genul acesta, și ea a spus că muntele curge în fața lui Dumnezeu. Vedeți? Este o asociere, prima dată, ciudată. Cum să curgă un munte? Pentru că muntele este simbolul materialului solid. Nu, ești tare ca un munte, solid ca un munte. Muntele e aici, peste un an e tot acolo, arată la fel, urcă același munte. Deci muntele, cum să curgă un munte? Deci dacă e numai prima parte a propoziției, observi că nu a introdus scara timpului. Muntele nu curge în fața mea și nici în fața ta. În fața lui Dumnezeu. Care este timpul de observație a lui Dumnezeu? Infinit, evident.
Prin urmare, toate materialele în fața lui Dumnezeu sunt fluide. Pentru că numărul lui Deborah se duce către zero. Din cauza asta eu spun că numai să fii Dumnezeu trebuie să înțelegi mecanica fluidelor. Pentru că dacă ești Dumnezeu, nu mai există alte materiale decât fluide. Din cauza asta vă recomand să învățați mecanica fluidelor. Deci în consecință, ca să te apropii de cel de sus, deci în consecință, ce este un fluid? Un fluid este un mediu continuu, cu alte cuvinte, numărul Knudsen tinde de la zero, și este un mediu continuu în care numărul lui Deborah, de asemenea, tinde de la zero. Deci aceasta ar fi definiția. Ce se întâmplă? Care sunt proprietățile fluidului? Fluidul poate fi lichid și gaz. Diferența este că lichidul nu are formă proprie, dar are volum propriu. Gazul, pentru că este un fluid, nu are formă proprie, dar nu are nici volum propriu. Lichidul curge, cum a spus colegul dumneavoastră, pentru că asta înseamnă curgere, înseamnă că el, datorită greutății proprii, caută să ocupe spațiu solid cu care vine în contact. Deci fluidul aderă la suprafața solidă. Deci iată câteva proprietăți care reies intrinsec din definiția fluidului. Însă până acum este doar o poveste. După pauză vom intra puțin în matematică să vedem cum aceste concepte pot fi translatate în formule matematice și în modele matematice. Trebuie să luăm o pauză de 10 minute.